13 autospeciale noi au intrat în dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, contribuind astfel la îmbunătățirea capacității de răspuns, precum și la creșterea gradului de siguranță pe care polițiștii o au la intervenții. În data de 15 iulie, 13 autospeciale noi au intrat în dotarea structurilor operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Au dotări specifice, muncii operative, sisteme acustice și vizuale de avertizare, dar și alte dispozitive care asigură condiții optime pentru îndeplinirea misiunilor și sunt colorate după o grafică nouă. Întregul efort de îmbunătățire a mobilității poliției române are ca beneficiar final cetățenii, astfel încât întreaga comunitate să poată beneficia de un plus de siguranță și de un serviciu polițienesc de calitate sporită. Autospecialele fac parte din programul de înzestrare cu mijloace auto desfășurat de MAI în acest an, achiziție făcută din fonduri proprii și din rezerva bugetară.